o vechime de aproape 850 de ani și situată strategic la gura Mării Baltice, în estul insulei Shetland, cea mai mare din cele 406 insule ale Danemarcei, Copenhaga reprezintă una dintre cele mai atractive capitale europene, atât prin istoria sa, cât și prin modul în care a știut să evolueze de-a lungul timpului, apropiindu-și modernitatea, însă păstrându-și totodată farmecul său arhaic incontestabil. Începuturile sale sunt puse în legătură cu episcopul Absalom din Roskilde, care în anul 1167 primește de la fratele său vitreg, regele Valdemar cel Mare, un sat de pescari pe nume Haun. Pentru a-și consolida poziția, episcopul decide să construiască aici un castel și totodată să fortifice regiunea cu metereze și șanțuri de apărare. Datorită poziției sale, aflată chiar în calea uneia dintre cele mai importante rute comerciale ale Europei medievale, față în față cu Øresund, strâmtoarea care desparte insula daneză de cea mai sudică provincie a Suediei, mica așezare va deveni un important port negustoresc, care, odată cu trecerea timpului, se va dezvolta tot mai mult, astfel că în 1443 va reuși să devină capitala regatului în detriment orașului vecin Roskilde. De altfel, bătrâna insuliță Slotsholmen, locul unde s-a aflat inițial fortificația episcopului Absalom, reprezintă și astăzi centrul capitalei daneze, iar pe ruinele vechii construcții se înalță castelul Christiansborg, sediul parlamentului numit Folketing, biroul primului ministru și sediul Curții Supreme. De asemenea, câteva părți ale palatului sunt folosite de monarhia daneză, ce o are în fruntea sa pe regina Margareta a II-a, care în anul 1972 a devenit primul suveran danez de sex feminin sub noua lege a succesiunii. Aceasta a fost proclamată regină la data de 15 ianuarie de către prim-ministrul Jens Otto Krag, chiar de la balconul Palatului Christiansborg. Motoul oficial al reginei este Ajutorul lui Dumnezeu, iubirea poporului, puterea Danemarcei. Poate așa se explică atașamentul incontestabil al danezilor față de regina lor. Și pentru că viața nu poate fi înțeleasă decât dacă privim în urmă și nu poate fi trăită decât dacă privim înainte, așa cum considera marele gânditor danez Søren Kierkegaard, tot la fel avea să evolueze de-a lungul timpului și istoria capitalei daneze, care astăzi, împreună cu zona sa metropolitană, numără aproape 2 milioane de locuitori din cei aproape 6 milioane cât numără întreaga populație a țării și care, într-un top al celor mai fericiți oameni din lume, se situează pe locul 1. Acest lucru poate nu este întâmplător dacă stăm și ne gândim la faptul că orașul Copenhaga nu înseamnă doar centrul politic și administrativ al Danemarcei sau reședința celei mai vechi dinastii regale din Europa, ci și un important punct de atracție culturală. Totodată aici se pune un mare preț pe ecologie, pe sport și pe mișcare. De altfel, în Copenhaga există numai puțin de 350 de kilometri de piste pentru biciclete. Doi din trei locuitori ai capitalei, indiferent de vârstă, alegând să circule cu bicicleta în detrimentul automobilelor. Orașul reprezintă un adevărat magnet pentru turiștii care își doresc să se bucure de ospitalitatea daneză, de o delectare bine meritată pe Strol, principala arteră pietonală din oraș destinată cumpărăturilor și totodată cea mai lungă stradă pietonală din Europa. De frumusețea arhitecturală a clădirilor, care nu te domină prin înălțime, ci prin farmec și eleganță, de acoperișurile sale inconfundabile cu modele ce trimit la vechile mitologii, de castelele sale pline de povești medievale și bine conservate, de numărul mare de muzee,
de generozitatea parcurilor și a spațiilor verzi, de oportunitatea unor plimbări romantice mai lungi sau mai scurte cu vaporașul ce te pot conduce în lumea micii sirene, simbolul incontestabil al orașului, sculptură ce a fost realizată de către Edvard Johannes Eriksen și instalată pe o stâncă de la malul mării la 23 august 1913. Toate aceste obiective pot avea ca plecare Nyhavn, poate cel mai spectaculos loc din Copenhaga, loc ce poate fi ușor recunoscut prin șirul său de case frumos zugrăvite, în culori vii și atractive, ce se află imortalizate pe toate vederile reprezentative ale orașului. În trei dintre aceste case a locuit de-a lungul vieții celebrul scriitor și poet Hans Christian Andersen, cel care considera că viața fiecărui om este un bazm scris cu degetele lui Dumnezeu. Tot la fel putem considera și noi o vizită în Copenhaga un bazm ce nu trebuie ratat. Atunci când intri în, când intri prima dată în oraș, te aștepta să întâlnești într-un oraș capitală, să întâlnești clădiri mari, înalte, așa cum te obișnuiesc celelalte capitale din Europa și nu numai. E bine, Copenhaga e un pic atipică în acest punct de vedere, așa cum conserva foarte bine clădirile istorice. Clădirile nu depășesc 2-3 etaje și stăteam și mă întrebam unde în cap cei aproape 2 milioane de locuitori, pentru că practic nu este un oraș dezvoltat pe înalt. Nu, este un oraș care nici nu dorește să se dezvolte pe înalt, doresc să-și păstreze atmosfera și aerul de altă dată, și asta este o particularitate a orașului, încearcă pe cât posibil să nu construiască în înălțime, ci 2 milioane de locuitori locuiesc în centru și în orășelele satelit din în jurul Copenhagei. Este un oraș vechi de mai bine de 1000 de ani. Aici era un sat de pescari care se numea Havn. Havn înseamnă port. De la numele satului derivă și numele orașului, care dintr-un sat de pescare a devenit un port și un oraș negustoresc. Copenhagen înseamnă port de negustori. La începutul anilor 1000, apele daneze au fost invadate de herinci. Cum Copenhaga este înconjurată și ea de ape, și apele acestui sat au fost invadate de herinci. Danezii, care sunt buni negustori, au învățat să săreze peștele, să-l pună în butoaie și să-l exporte în Europa catolică în perioadele lungi de post, când nu aveau voie să mănânce carne. Aceasta le-a adus bogăția, dar a adus și lăcomia vecinilor și a piraților care veneau și atacau acest sat de pescari. În felul acesta, regele pierdea bani. Capitala țării era la Roskilde. L-a trimis aici pe fratele său, episcopul Absalom, să întemeieze o cetate ca să apere cetățenii acestui sat și implicit să-și apere veniturile. Absalom a venit în 1167 și s-a așezat pe o insulă, se numește Holmen. Acolo se află acum Palatul Christiansborg și a întemeiat prima cetate a Copenhagei. Peștii au dispărut așa cum au venit, însă de-a lungul timpului danezii au reușit să-și găsească alte surse importante de venit, cu toate că țara nu le oferă resurse naturale, resurse minerale, au reușit să se îmbogățească prin alte mijloace. Această dorință a lor de a se
îmbogăți sau de a folosi un avantaj pe care, iată, natura îl oferea, exploatându-l în detrimentul celorlalți care ne povesteați, practic erau postitori și atunci, fiind un aliment de bază, ei aveau nevoie de acest pește. Aceasta este o interpretare personală. Nu s-au îmbogățit în detrimentul celorlalți. Dumnezeu pur și simplu le-a trimis această sursă pe care ei au știut să o folosească. Și asta este o interpretare personală. Absolut. Păi, asta ca să ne legăm de ceea ce însemna fericirea de care vorbeam mai devreme, și anume aceea de a te mulțumi cu puțin. Da, și asta... Și puțin este o măsură variabilă. Depinde cum interpretează fiecare puținul. Nu putem face o comparație cu Roma, dar așa cum s-a conservat de-a lungul timpului, Copenhaga pare un muzeu în aer liber. Da, am putea spune că este un muzeu în aer liber, deoarece au păstrat multe din clădirile de la 1600-1700 și au un cult pentru orașul lor și pentru a păstra amintirile istorice pe care le poartă orașul. Asta e un respect pentru istorie și am văzut aici cum danezii sunt foarte mândri de identitatea lor. De altfel ne și povesteați că ei au într-adevăr acest cult al sentimentului național? Da. Sunt foarte mândri că sunt danezi și sunt foarte mândri că au reușit să ajungă așa acolo unde au ajuns și asta datorită faptului că sunt foarte modești și muncitori. Citeam într-un ghid că practic Copenhaga o poți acoperi într-un city break. Care sunt obiectivele pe care cineva care își dorește, de exemplu, să vină într-un weekend aici, ar trebui să le urmeze? Eu aș spune că ar trebui să înceapă cu Christiansborg, cu insula pe care s-a înființat prima cetate a Copenhagei. Este actul de naștere al orașului. În vecinătatea ei se află clădirea Bursei. Este o clădire de la 1600, la începutul lui 1600, și a fost făcută de regele lor constructor Cristian al IV-lea. Cele mai importante clădiri din Copenhaga au rămas din timpul lui Cristian al IV-lea, deci din perioada începutului anilor 1600, și toate sunt în stilul renașterii olandeze. Deci, revenind la clădirea Bursei, a fost o bursă de mărfuri, pentru că erau negustori și marinari. În jurul clădirii era apă, iar vapoarele veneau și descărcau marfa la parter și negustorii urcau printr-o pantă care este la capătul clădirii, la etajul 1, și de acolo își alegeau mărfurile. Clădirea este acoperită cu un acoperiș din tablă de cupru, care acum a oxidat și este verde, iar peste acest acoperiș este o turlă făcută din 4 cozi de dragon împletite, în vârful cărora se află 3 coroane, reprezentând coroana daneză, norvegiană și suedeză, care era la 1600, era un singur regat. Acest Cristian al IV-lea era superstițios și cozile de dragon erau un semn de noroc pentru el și se pare că a funcționat pentru că au purtat noroc clădirii Bursei. Copenhaga a ars de mai multe ori, la începutul și la sfârșitul lui 1700 au fost niște incendii devastatoare. Palatul Christiansborg a ars de 3 ori, dar clădirea Bursei a fost ferită de incendii. Vis-a-vis de această clădire este o biserică, Biserica Holmen, care este tot opera lui Cristian al IV-lea. A făcut inițial, era o topitorie de ancore, pe care mai târziu a transformat-o în biserică pentru marinari. Iar în această biserică, în 1967, prințesa Margareta s-a căsătorit cu prințul francez Henri, prințesa Margareta fiind viitoarea regină a danezilor. Următorul obiectiv ar trebui, după părerea mea, să fie castelul Rosenborg.
Castelul Rosenborg adăpostește bijuteriile coroanei, se află la subsolul castelului și tot acolo se află vinurile de la 1600, sunt vinurile făcute în timpul lui Cristian al IV-lea, care încă se beau simbolic la recepțiile reginei. În nordul Copenhagei, la circa 40-45 de kilometri, se află castelul Kronborg. Este castelul lui Hamlet, așa îl cunoaște lumea. Tot de acea localitate este situat în orașul Helsingør. Și acesta nu este opera lui Cristian al IV-lea, însă el a locuit mult timp în el și l-a reconstruit. Și cu toate că de la 1400, de la 1420, strâmtoarea care este între Danemarca și Suedia, pe această strâmtoare, datorită ei, danezii au avut o altă sursă importantă de venit, vama pe strâmtoarea Øresund. Această vamă a fost introdusă la 1420 de Erik de Pomeren. A fost continuată de tatăl lui Cristian al IV-lea, Frederic al II-lea, însă Cristian al IV-lea este cel care a încasat cel mai mulți bani, pentru că de câte ori avea nevoie, creștea vama pe această strâmtoare, iar banii intrau direct în buzunarele lui. Și pe o parte și pe alta a strâmtorii era teritoriu danez. Distanța cea mai mare pe această strâmtoare între țărmuri este de 2 km, iar turnurile daneze, care erau și pe o parte și pe alta, reușeau să ajungă vapoarele care vroiau să treacă fără să plătească vama. Iar înțelegerea era ca vama să fie stabilită în funcție de valoarea declarată de capitan. Iar dacă vame și danezi bănuiau că capitanul încearcă să-i păcălească, danezii puteau să cumpere valoarea, tot ce era pe vapor, la valoarea declarată de capitan. Deci, în felul acesta, au reușit să se îmbogățească. Vara pe strâmtoarea de, vama pe strâmtoarea de la Øresund a durat 467 de ani, de la 1420-467 de ani până la 1867. Atrage cel mai mare număr de turiști. Castelul este un castel medieval. A fost reconstruit pentru că a ars de Cristian al IV-lea, însă o lungă perioadă de timp a fost transformat în cazarmă, respectiv până în anul, la începutul anilor 1900, până în 1921. Când în 1657-59, când suedezii au avut unul din nenumăratele lor războaie cu danezii, suedezii au prăduit acest castel și majoritatea mobilierului și obiectelor de valoare au fost luate din castel. Orice vizită în Copenhaga sau în regiunile învecinate pentru o mai bună înțelegere a istoriei sau pur și simplu pentru bucuria ochiului ar trebui să includă în agenda personală câteva dintre castelele daneze, adevărate ferestre ale trecutului și totodată motive de mândrie națională care par să justifice titulatura orașului de Copenhaga regală. Unul dintre aceste palate, ce nu ar trebui ratat și care se află situat chiar în oraș, este Castelul Rosenborg. Edificiul cu exteriorul său impunător a fost ridicat între anii 1606-1634 la dorința regelui Cristian al IV-lea și este înconjurat de un șanț fortificat. Deoarece monarhul considera locul prea oficial, a decis să amenajeze în împrejurim și o frumoasă grădină cunoscută sub numele de Grădina Regelui, grădină ce oferă astăzi vizitatorilor posibilitatea unei plimbări relaxante și care poate însemna o adevărată uvertură ce-l pregătește pe vizitator pentru interiorul castelului. Începând cu 1838, Rosenborg a fost declarat muzeul colecțiilor regale daneze, ceea ce îl face cu atât mai interesant.
Interioarele sale originale, în număr de 24, sunt bine conservate și aranjate în ordine cronologică, fiecare spunând în tăcere câte o poveste. De departe însă, cea mai căutată parte a castelului o reprezintă subsolul, unde se ajunge coborând printr-o veche scară de piatră elicoidală. Aici se află o bogată colecție de arme medievale, ce face deliciul celor pasionați de acest gen de obiecte, iar apoi, din această încăpere, prin exteriorul palatului, se intră în partea cea mai importantă a castelului, locul unde se află păstrate cu mare grijă bijuteriile coroanei daneze. Simbolurile monarhice sunt reprezentate de către sceptrul regal, globul cu cruce, o sabie de dimensiuni impresionante, celebrul ordin al elefantului, întemeiat de Cristian I, care este cea mai înaltă decorație a Danemarcei, vasul pentru ungerea monarhului, semn ce indica credința profundă a acestuia în Dumnezeu, dar și responsabilitatea pe care o avea față de supușii săi și, nu în ultimul rând, piesele de bază ale expoziției. Coroanele regale. Acestea sunt adăpostite în interiorul unui dispozitiv securizat de sticlă. Cea dintâi dintre coroane a aparținut lui Cristian al IV-lea, fiind executată în 1596 din diamante, aur, email și perle, și coroana reginei, realizată în 1731 pentru regina Sophie Magdalene. Dacă acest castel a fost convingător, vizitatorii nu trebuie să rateze alte două edificii la fel de importante, chiar dacă situate în afara orașului. Primul obiectiv se găsește la aproximativ 35 de kilometri de Copenhaga, în Hillerød. Este vorba despre Palatul Frederiksborg, numit și Versailles danez, fiind considerat cel mai mare castel renascentist din țările nordice. Palatul este cu adevărat impresionant, fiind construit între 1602 și 1620 din cărămidă roșie deasupra a trei insulițe. Cele mai vechi părți ale castelului datează din 1560 și au fost construite de către regele Frederic al II-lea, după care palatul a și fost numit. Ulterior, el a fost continuat de către același Cristian al IV-lea. Indiferent de anotimpul sau vremea în care este vizitat, palatul rămâne la fel de spectaculos, motiv pentru care, probabil și datorită saloanelor sale impunătoare, de-a lungul timpului a fost folosit pentru ceremonii, pentru ungerea și încoronarea monarhilor absoluți. Astăzi, el are funcția de muzeu de istorie națională și găzduiește o mare colecție de portrete, picturi istorice și de artă modernă. Un al doilea castel, situat în afara Copenhagei, ce nu trebuie ratat atât pentru frumusețea sa, cât și pentru valoarea sa istorică, fiind construit în 1420 de regele danez Erik de Pomerania, este castelul fortăreață Kronborg, cunoscut drept castelul lui Hamlet, datorită celebrei ecranizări după piesa lui William Shakespeare, ce a avut ca protagoniști pe Vivien Leigh și Laurence Olivier. Edificiul este considerat cel mai important castel din Danemarca, atrăgând anual peste 200.000 de vizitatori. Puternicul castel de cărămidă cu șanțuri impresionante de apărare este situat la capătul extrem al insulei Zeeland, în cel mai îngust punct al strâmtorii Øresund, care separă Danemarca și Suedia. În 1629, un incendiu a distrus o mare parte a castelului, dar regele Cristian al IV-lea l-a reconstruit. În 1785, castelul a încetat să mai fie reședință regală și a fost transformat în cazarmă, pentru ca apoi, în 1923, armata să părăsească acest castel și, după o renovare completă, să fie deschis publicului în 1938. Sub castel se află o impresionantă rețea de galerii folosită odinioară pentru întemnițarea prizonierilor. Aici se află și cel mai renumit exponat, statuia eroului mitic național Holger Danezul. Conform legendelor, acest viking războinic nu ar fi murit.
ci doar a adormit, urmând a se trezi în vremurile de restriște pentru patria sa. Călătoria prin fascinantele castele daneze amintește de un vechi citat al filozofului american Henry David Thoreau, care spunea că dacă v-ați construit castele în nori, truda voastră nu a fost zadarnică, acolo sunt ele menite să stea. Acum nu v-a mai rămas decât să le ridicați fundația. Ei bine, castelele daneze amintesc de evoluția istorică, de rolul monarhiei, dar și de relația ei cu Dumnezeu, de grija față de popor, iar fundația de care vorbește Thoreau o putem pune în legătură cu timpul creștinării acestui popor, dar și cu mărturia Sfântului Grigorie de Nisa, care considera că biserica este noua zidire a lumii, privind în ea, îl descoperi pe cel ce este totul în toate. Conform statisticilor, aproape 80% din populația țării aparține din punct de vedere confesional Bisericii Danemarcei, care este o biserică luterană devenită biserică națională și religie de stat prin Constituție. În Danemarca, creștinismul a pătruns în secolul al IX-lea, iar oficial a fost înregistrat în anul 961, când regele Harald, zis Dinte Albastru, a fost convertit de un călugăr pe nume Popo. O piatră runică așezată de Harald la Jelling confirma că acesta își adjudecase toată Danemarca și Norvegia și îi creștinase pe danezi. Aici se află și prima atestare a cuvântului Danemarca, piatra fiind denumită în popor certificatul de botez al țării. Patru secole mai târziu, sub efectul reformei protestante, care timp de 10 ani a declanșat un adevărat război civil în Danemarca, Christian al III-lea, în 1536, se declara pe sine autoritatea supremă a bisericii de stat. Astăzi, identitatea creștină daneză se bazează mai mult pe cultură decât pe religie. Conform unor sondaje, 31% dintre danezi cred că există un Dumnezeu, 49% consideră că există un fel de spirit sau forță vitală și doar 3% din populație participă regulat la liturghie. Cu toate acestea, danezii se mândresc cu bisericile lor, care de asemenea sunt foarte căutate și admirate de către vizitatori. Un exemplu îl reprezintă Biserica de Marmură, situată în apropierea complexului regal de la Emalienborg, format din cele patru palate care înconjoară Emalienborg Slotsplatz și în care se află reședința de iarnă a reginei Danemarcei. Locașul, ce semănă izbitor cu Bazilica Sfântului Petru din Roma, poartă și denumirea de Biserica lui Frederic, deoarece piatra de temelie a fost pusă în anul 1749, în timpul regelui Frederic al V-lea, rege al Danemarcei și al Norvegiei. Din cauza costurilor foarte mari, sfințirea ei s-a realizat abia 145 de ani mai târziu și asta datorită bancherului Tietgen, care a finanțat finalizarea lucrărilor. Pe frontispiciul bisericii, pe portalul său monumental sprijinit pe coloane corintice, stă scris cu litere aurite un fragment extras din epistola 1 a Sfântului Apostol Petru. Iar cuvântul Domnului rămâne în veac. Biserica este impresionantă, mai ales datorită domului ce măsoară 46 de metri înălțime și care are un diametru de 31 de metri. Tavanul cupolei este porționat în 12 secțiuni, fiecarei părți fiindu-i alocat câte unul din cei 12 apostoli, iar în centru se află un mic spațiu circular deschis care permite intrarea luminii, element ce amintește de sfera de lumină ce formează arhitectura cupolei de la biserică învierii Domnului din Ierusalim. O altă biserică ce nu trebuie ratată în Copenhaga, mai ales că se află în apropierea Palatului Ozenboa, este Biserica Sfintei Treimi, a cărei piatră de temelie a fost pusă de regele Cristian al IV-lea în 1637 și terminată în 1656.
Actualul locaș a fost refăcut după marele incendiu din 1728, care a distrus aproape tot orașul. Biserica trebuie văzută împreună cu turnul rotund, care deține cel mai vechi observator funcțional din Europa și reprezintă una dintre principalele atracții în Copenhaga. Turnul a fost construit de Cristian al IV-lea în 1642, din dorința de a le oferi studenților un observator astronomic, o biserică și o bibliotecă. Urcarea în turn se face nu printr-o scară, așa cum probabil ne-am fi așteptat, ci printr-o platformă elicoidală lungă de 210 metri. În anul 1716, aflat în vizită la Copenhaga, țarul Petru cel Mare a urcat până în vârf călare pe calul său, urmat de caleașca țarinei Ecaterina trasă de 6 cai. Undeva la jumătatea turnului se află și fosta bibliotecă. Aceasta găzduiește astăzi o expoziție ce amintește de istoricul acestui loc și din care nu lipsesc obiectele liturgice sau diferite instrumente astronomice. Asocierea poate părea ușor antagonică, mai ales pentru acea perioadă în care tensiunile dintre Vatican și oamenii de știință erau evidente. Să nu uităm faptul că exact în anul în care acest turn a fost construit, 1642, Galileo Galilei murea la Florența după ce în urmă cu 9 ani fusese condamnat pentru acuzația de erezie în ceea ce privea heliocentrismul, iar interdicția Inchiziției asupra retipăririi lucrărilor omului de știință avea să fie ridicată de Vatican abia în 1718. Așadar, turnul rotund realizat de către Cristian al IV-lea trebuie privit dintr-o perspectivă mai amplă și reflectă o viziune unitară cu privire la religie și știință, o abordare integralistă care îl recomandă pe regele danez drept un adevărat vizionar umanist. Din vârful turnului, vizitatorul beneficiază de una dintre cele mai frumoase priveliști asupra orașului, astfel că orice efort pentru a vizita acest obiectiv merită. Tot de aici poate fi observată silueta neobișnuită a unei alte biserici celebre din Copenhaga, care prin forma turnului său spiralat, cu adevărat inconfundabil, reprezintă una dintre marile atracții ale orașului, Biserica Mântuitorului. În Copenhaga se găsesc câteva biserici foarte spectaculoase. Una dintre ele cu un turn extrem de interesant ca arhitectură, se regăsește pe mai toate pliantele atunci când vine vorba de a vizita obiective din Copenhaga. Cred că vă referiți la Biserica Mântuitorului. Biserica Mântuitorului, care se află pe insula Christianshavn. Copenhaga este așezată pe mai multe insule. Una insula mare care se numește Jutlandia. O altă insulă este Holmen, pe care se află Palatul Christiansborg acum. În continuare este insula Christianshavn, care a fost construită, consolidată în tot la 1600 în timpul lui Cristian al IV-lea. Această insulă se mai numește și Micul Amsterdam. Sunt încă multe case, fiind o insulă și înconjurată de apă, nu au ars așa cum a ars restul Copenhagei, așa că casele care se mai găsesc acolo și respectiv Biserica Mântuitorului sunt de la 1600-1700. E oarecum ușor de înțeles, dar de ce s-a păstrat această denumire de Micul Amsterdam? S-a păstrat denumirea de Micul Amsterdam pentru că Cristian al IV-lea era un mare admirator al olandezilor și toate clădirile pe care au fost făcute le-a făcut în stilul renașterii olandeze, era moda olandeză și această insulă a fost construită și populată cu negustori și cu marinari, deci a fost făcută ca să încurajeze comerțul și marina. Da, nu ne-ați povestit despre acest turn al catedralei, al Bisericii Mântuitorului. Nu sunt atât de multe de spus, dar turnul merită vizitat. Turnul se termină cu statuia lui Iisus, care se află înaltă de 7 metri. Statuia se află așezată pe un glob aurit.
Și accesul până în turn, până la această statuie, este pentru cei cu picioare bune și care nu suferă de claustrofobie. Și cu rezistență. Cu rezistență, da. Ajungând în vârf, ajungând în acel turn, este o imagine foarte frumoasă asupra orașului. Mai sunt și alte locuri în Copenhaga de unde se poate vedea orașul de sus, unul fiind turnul de la Palatul Christiansborg. Dar pentru că din orice punct al orașului ai fi, nu poți să nu observi modul în care danezii își arborează steagul cu mândrie. Și ne povesteați, este unul dintre cele mai vechi steaguri din lume, dacă nu chiar cel mai vechi. Da. Danezii își iubesc steagul. Steagul este roșu cu o cruce albă. De la steagul danez s-au inspirat și celelalte țări scandinave. Steagurile lor sunt în același fel ca steagul danez, numai că au alte culori. Își folosesc steagul peste tot. De câte ori serbează ziua cuiva, steagurile sunt înfipte pe stradă sau pe ușa de la intrare la casă sau la bloc. Dacă sunt în parcuri în jurul păturei pe care stau și își serbează ziua, sunt înfipte stegulețe. Povestea steagului danez începe în 1219, când danezii aveau o cruciadă în țările baltice, în Estonia respectiv, erau pe cale să piardă bătălia și atunci regele și episcopul ar fi căzut în genunchi și să-l roage pe Dumnezeu să le dea un semn dacă vor câștiga. Și semnul a fost că cerul s-a deschis și din cer a căzut acest steag roșu cu crucea albă. Bineînțeles că danezii au câștigat bătălia. Și de atunci este simbolul, steagul danez este steagul, simbolul danezilor, pe care îl venerează și îl folosesc în orice ocazie. Chiar și la cofetărie o să vedeți că își pun într-un tort, își pun steagurile. Ne duce cu gândul un pic la victoria lui Constantin cel Mare, când a avut bătălia unde îi apare Sfânta Cruce și spune sub acest semn vei învinge. Iată că și danezii au un asemenea episod. Da, este adevărat. Își iubesc istoria și își iubesc foarte mult regina. Casa regală este foarte iubită și respectată de danezi. Regina Margareta face parte din dinastia Glücksborg. Danezii au avut regi în ultima mie de ani. Pe tronul danez au fost două dinastii, de la 1400 la 1860 a fost dinastia Oldenburg. Ultimul rege din dinastia Oldenburg, murind fără urmași, la tron a venit un văr de al acestuia de origine germană și a format dinastia Glücksborg. Acest rege s-a numit Cristian al IX-lea sau Socrul Europei și urmașii lui sunt acum pe tronurile din casele regale din Europa. Cristian al IX-lea a fost străbunicul reginei Margareta și a avut 6 copii, 3 băieți și 3 fete. 4 dintre ei au devenit regi în Europa. Fetele, fata cea mai mare, Alexandra, a devenit regina Angliei, a fost căsătorită cu Eduard al VII-lea. Cea de-a doua fiică se numea Daumar, prințesa Daumar, și a fost căsătorită cu țarul Alexandru al II-lea și a devenit țarina Maria Feodorovna. Cea de-a treia fiică a fost prințesă de Cumberland și se numea Tyra. Băieții, unul a devenit regele Danemarcei, Frederic, cel de-al doilea a devenit regele Greciei, Gheorghe I, a fost căsătorit cu o prințesă din familia Romanov, iar cel de-al treilea i s-a propus tronul Bulgariei, însă a refuzat, deoarece la vremea respectivă Bulgaria și Grecia erau deseori în conflicte armate și nu a vrut să ajungă să se lupte împotriva fratelui său.
Și s-a căsătorit cu o franțuzoaică, Marie d'Orléans, care i-a făcut mulți copii și l-a ținut acasă să-i crească. Aici tăticii își cresc copiii. Tot de la Cristian al IV-lea, cel de la al treilea fiu al lui Cristian al IX-lea, care s-a căsătorit cu Marie d'Orléans, au avut mai mulți copii. Unul dintre ei, acești copii, a fost prințesa Margareta. Prințesa Margareta a fost mama reginei Ana, regina Ana a României, care a fost soția regelui Mihai. Regele Carol și regele Ferdinand sunt și ei la loc de cinste amintiți în Danemarca, cu Ordinul Elefantului, care este cel mai prestigios ordin al danezilor. În biserica de la Paratul Frederiksborg din Hillerød sunt ordinele tuturor celor care au fost decorați de către Casa Regală Daneză. Nu este Ordinul Elefantului, datează de la 1400. Și nu este un ordin de merit, toate capetele încoronate sau șefii de stat care au vizitat Danemarca au primit acest ordin. Printre ei s-a numărat și Carol I și regele Ferdinand. Numit și Denebro, drapelul danez este considerat cel mai vechi steag din lume folosit în mod continuu de către un stat independent. El este roșu cu o cruce scandinavă albă care se întinde până la marginile drapelului, iar partea verticală a crucii este apropiată de catarg. Drapelul reprezintă un adevărat motiv de mândrie națională în Danemarca. Dincolo de sentimentul patriotic, acest lucru este strâns legat și de legenda sa, care îi pune originea sub semnul unei minuni divine. Conform cronicilor daneze, steagul ar fi apărut pe cer în mod miraculos după ce regele Valdemar al II-lea s-a rugat lui Dumnezeu, implorându-i ajutorul în timpul bătăliei din 15 iunie 1219 de la Lundenise, orașul Tallinn de azi, capitala Estoniei. În acel moment, armata sa era pe punctul de a fi înfrântă, însă, în urma acestui semn care i-a îmbărbătat pe toți, regele Valdemar al II-lea și-a condus oștirea la victorie. Povestea, păstrând proporțiile, este foarte asemănătoare cu relatarea istoricului Eusebiu de Cezarea despre momentul în care Constantin cel Mare, înaintea bătăliei de la Pons Milvius sau Podul Șoimului din 28 octombrie 312 contra lui Maxențiu, a zărit pe cer, ziua în amiaza mare, o cruce luminoasă deasupra soarelui cu inscripția «In hoc signo vinces». Adică, prin acest semn vei învinge. Victoria miraculoasă a armatei sale de numai 20.000 de soldați împotriva celei a lui Maxențiu de 150.000 de soldați este considerată și astăzi una dintre marile minuni din istoria creștinismului. Mai mult, la un an de zile după acest moment, Constantin avea să dea celebrul edict de la Milano, prin care încetau persecuțiile contra creștinilor, iar noua religie devenea liberă. O altă cronică referitoare la steagul danez vorbește despre faptul că în timpul bătăliei, episcopul danez Anne Sunesen se afla pe vârful unui deal de unde privea desfășurarea ostilităților. Atunci când acesta se ruga cu mâinile spre cer, danezii erau victorioși, iar în momentul în care din cauza oboselii cobora mâinile, armata pierdea. Văzând evoluția bătăliei, doi dintre ucenicii săi l-au ajutat pe episcop să-și țină brațele ridicate, moment în care Denebro a căzut în mod miraculos din cer, iar regele a luat drapelul și arătându-l soldaților săi, a reușit să-i înflăcăreze astfel încât danezii au câștigat bătălia.
Și această relatare seamănă izbitor cu un episod vechi testamentar din Cartea a doua a lui Moise, în care evreii conduși de Iosua se lupteau cu amaleciții. Când Moise își ridica mâinile, Israel biruia, iar când le lăsa jos, învingeau amaleciții, motiv pentru care Aaron și Or i-au sprijinit mâinile până la apusul soarelui, când evreii au câștigat bătălia. Atunci a făcut Moise un jertfelnic Domnului și i-a pus numele Domnul este scăparea mea. Ceea ce este interesant la designul steagului danez este faptul că el a fost adoptat și de celelalte țări nordice, Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda. Exceptând combinațiile de culori, crucea nordului sau crucea scandinavă este aceeași pe toate steagurile, amintind de rolul creștinismului în aceste regiuni. Importanța drapelului pentru danezi și semnificația sa istorico-religioasă poate fi ușor sintetizată într-un fapt petrecut în timpul ocupației naziste. La acea dată, conducerea militară germană i-a solicitat imperativ regelui Cristian al X-lea să coboare steagul danez ce flutura pe palatul său de la Amalienborg. În caz contrar, acesta urmând a fi dat jos de către un soldat german, iar cel care ar fi îndrăznit să-l ridice ar fi fost executat pe loc. În fața acestei situații umilitoare, regele a răspuns cu demnitate: în acest caz îl voi ridica eu. Atitudinea regelui i-a pus în încurcătură pe naziști, care au îngăduit ca steagul să fie arborat în continuare la Amalienborg. Un alt exemplu relevant pentru modul în care danezii își protejează identitatea națională îl reprezintă un fapt petrecut în anul 2010. Noile pașapoarte daneze, introduse la acel moment de 3 ani deja, conțin în interior, pe prima pagină, o imagine a Mântuitorului crucificat, așa cum apare el reprezentat pe pietrele Jelling. Scena este sugestivă și amintește de botezul Danemarcei la creștinism. În acest context, un cetățean pe nume Carsten Riise Christensen a solicitat Ministerului danez al Justiției ca această imagine să fie eliminată, argumentând că pașapoartele nu ar trebui să conțină simboluri religioase. Subiectul a creat o mare dezbatere, însă, într-un final, răspunsul oficial a fost unul cât se poate de categoric. Creștinismul face parte din istoria culturală a Danemarcei.